Ediția de anul acesta Cupei Libertății la șah va avea loc pe data de 29 aprilie, iar gazda manifestării sportive va fi Clubul de Șah Unirea din Rătișor. S-a constatat ieri la ședința de consfătuire organizată în această localitate. Cupa Libertății ca turneu are o tradiție lungă din anul 1959. Anul acesta am început cu pregătirile, adică cu ședința care a avut loc la Rățișor. Am început cu pregătirile ceva mai devreme decât anii precedenți. Anul trecut a fost o ediție nereușită și din această cauză am început mai devreme cu pregătirile. Cei prezenți la ședințe au stabilit că înscrierile pentru turneul de șah se începe de astăzi și vor dura până la 1 aprilie. Cu mai multe detalii, revenim duminică în emisiunea Magazin TV.